Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Rac. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-18 mai 2022, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Bun, haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Rac, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în perioada 1-18 mai 2022, evenimente importante Rac. Am văzut aici că e posibil ca mulți dintre voi să aveți confirmarea că ceva s-a terminat definitiv, să primiți o confirmare de la cineva, poate este vorba chiar de voi. Este o greutate care v-ați confruntat, ok, în legătură cu cineva din Scorpion, Taur, Fecioară, Capricorn. O greutate s-a terminat în legătură cu această persoană, în ceea ce ține de echilibru vostru. Exact. Totul s-a terminat printr-o dispută sau ceva ce a fost terminat. Cineva a pierdut o luptă aici, o luptă de a face rău, ca să spun așa, o luptă de agresivitate, posibil să fie vorba de o persoană care are tot rac pe Scorpion, posibil să fie cineva din gemeni, balanță, vărsător, ai văzut mai devreme și am și hierofantul Taur, poate că a fost vorba de o căsnicie, de o afacere, de o ceartă în familie. Dar aici niște minciuni cu 7 de săbii și 5 de pentacule au ieșit la suprafață și vor ieși cât mai multe din partea mai multor persoane sau mai multe direcții în legătură cu ceva ce a fost ascuns în căsnicia asta, în relația asta, în mintea unei persoane. Ok. Clar aici, dacă aveți de-a face cu cineva din Taur, Fecioară, Capricorn, posibil să vă certați... sau să terminați, poate ați terminat cu această persoană, ok? Dacă voi aveți Taur, Fecioară, Capricorn, există o dispută cu o persoană din rac, pești, scorpion, din câte văd. Ori persoana asta are și rac pe scorpion, ok? Sau poate este persoana despre care am vorbit mai devreme, cu a merge mai departe și a lăsa lucrurile în trecut. Pentru că aici este practic o chestiune de ceva ce a fost ascuns. Ceva ce a fost ascuns într-o familie, ceva ce a fost ascuns ca și o răutate, ca și minciuni, ca și o decepție, o căsnicie falsă, o căsnicie bazată pe minciuni, o căsnicie bazată pe vorbe urâte spuse pe la spate, practic o relație ascunsă, o minciuni, răutatea cuiva. Răutatea cuiva bazată pe niște conflicte interioare pe care persoana asta le avea sau le are încă. Deși văd că cineva aici practic a înțeles care este lecția. Mi se repetă un pic ce am văzut și la pești, că cineva aici își va învăța lecția sau și-a învățat lecția deja. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Rac, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, 1-18 mai 2022. Temperanță, ok. Exact, cineva s-a luptat foarte mult să scoată adevărul la suprafață. Cineva aici va avea un nou început, iar o persoană aici va suferi că a mințit foarte mult. În căsnicia asta, în relația asta, în prietenia asta, în afacerea asta. Pentru că minciunile i-au fost scoase la suprafață și vor fi cât mai mult scoase. Iar văd geme în balanță, vărsător, berbec, fraierul berbec, taur. Cineva aici va avea o schimbare totală, dacă voi ați avut de-a face cu zodia asta. Este cineva care va avea o schimbare totală și este cineva care va fi scos la suprafață cu toată... veți vedea, sau ca să spun așa, persoana asta, e posibil să fie o persoană care este rușine pentru că i s-au văzut adevăratele culori. Clar. I s-au văzut adevăratele culori și este cineva care a luptat cu magicia, nu? Ok. Și mai este cineva aici care a luptat contra magicianului, cineva care a luptat cu lumina aici ca să încheie acest magician din situația asta, cineva aici care a luptat cu credință va avea un câștig foarte mare.
Da, s-a terminat. Este o situație de familie, de prietenie, de soț-soție care s-a terminat. 10 de săbi și 4 de băte. Cineva aici a încercat să-și construiască fericirea pe nefericirea altcuiva. S-a încercat să obțină niște lucruri materiale în urma unei căsnicii sau a încercat să mintă, chiar a încercat să facă răul final cuiva într-o căsnicie. Și vă rog să mă ascultați, că sigur sunteți persoane care trebuie să auziți mesajul ăsta. E posibil să aveți pe cineva în familie sau voi, pur și simplu voi, sau ați v-ați rugat foarte mult. Cineva aici a adus lumină într-o situație în care a trezit pe cineva din magicianul ăsta, din a nu păți un rău foarte major. Iar o persoană care a mințit, posibil au fost mai multe persoane implicate, o persoană care a mințit foarte mult aici, are regrete și remușcări pentru ceva ce a făcut, pentru că persoana asta a ieșit la suprafață ca o persoană care îi se văd adevăratele culori. O persoană care a pretins că este altcineva, o persoană care a pretins că este loială sau loial, prietenos sau prietenoasă, iubitor sau iubitoare. O persoană aici a fost demascată exact așa cum este. Pentru că cineva aici s-a opus ca cealaltă persoană să meargă mai departe. Cineva a refuzat ca cineva aici să aibă un nou început, fericire, dragoste, abundență. Oricum, cineva aici este o persoană foarte înzestrată din partea universului, cu foarte multe capacități, cu un noroc, cu o soartă pe care nimeni nu o poate schimba. Și atunci, cineva aici, din Taur, Fecioară, Capricorn, Rac pe Scorpion, au fost blocați de către univers, cu 9 de băte și 7 de băte. Iar cine a fost aici rănit va reuși să meargă mai departe cu un nou început. Pentru că aici e turnul. Turnul, 4 de pentacule, 9 de săbi și 7 de săbi. Demascarea tuturor care au fost persoane false. Demascarea tuturor persoanelor care au încercat să facă un rău aici. Aproape caut pentru mulți dintre voi, universul a demascat aceste persoane. Universul le-a demascat ca cine, ca voi să le puteți vedea. Cineva s-a manifestat în toată, să spun așa, frumusețea, așa cum este, exact așa cum este, cu toate culorile, ca cealaltă persoană să poată să vadă cu cine are de-a face. Universul a scos cuiva pe tavă și a spus: vreau să-ți arăt cine este persoana asta, ca tu să vezi în ce investești energie, timp sau pentru cine îți consum sentimentele. Evenimentele au fost create din partea Universului de așa natură ca cineva să-și dea, să se dea în vileag. Asta e cuvântul potrivit. 10 de săbi și 6 de bâte. Exact, o persoană care a mințit foarte mult aici cu 7 de săbi va avea un final. Victoria este de partea persoanei care a făcut aici lucruri curate și a încercat să se salveze tot timpul din această situație. 10 de săbi. Cinci de pentacule și moartea. Nimic nu mai poate fi întors înapoi. Turnul și 7 de cupe. Sunt mai multe persoane, au fost mai multe persoane implicate. 6 de bâte. O persoană aici care vă știți, te aveți și Leu, Berbec, Săgetător, o persoană va reuși să se căsătorească, o persoană va reuși să se găsească sortitul sau sortita, o persoană aici, dacă sunteți voi, repet, și aveți în astrograma voastră Leu, Berbec, Săgetător,
va reuși să se căsătorească, va reuși să va crea un imperiu, ok? Cu Hierofantul și 9 de Pentacle, este o persoană stabilă, își va recăpăta stabilitatea sau și-a recăpătat-o deja. Diavolul, Steaua și Justiția, Luna, începe justiția pentru anumite persoane care au făcut foarte mult rău aici. Știți că vorbeam eu despre perioada cât a fost în aprilie luna plină în balanță, perioada culesului. Cu roata aceea care se învârte în favoarea celor care au făcut lucruri curate și au trebuit să fie persoane îndreptățite pentru ce au pățit și în defavoarea celor care au făcut foarte mult rău. Luna asta a făcut foarte multă curățenie în viața tuturor, excluzând persoane din viața voastră toxice, persoane sau demascând persoanele toxice sau demascând pe cineva, persoane care s-au demascat singure, ok? Iar acum, cu luna nouă în Taur, nimeni nu se mai poate întoarce în trecut. Bun. Vreau să vă 6 de bâte. Deci, practic, justiția aici se aplică pentru unii dintre voi poate fi un proces sau poate fi semnarea unor acte fără necesitatea unui proces. Pentru că aici este o justiție care se aplică pentru un leu sau dacă aveți de-a face cu cineva din leu, se aplică pentru un leu în favoarea acestei persoane. În a rezolva niște probleme sau justiția este pentru cineva care are și leu aici. Pentru că persoana asta va reuși să aibă un nou început, va crea un imperiu, își va recăpăta puterea. Este o persoană care a demascat practic mai multe persoane și a dărâmat din temelii falsitatea, minciuna, ascunzișurile și lucrurile care nu erau spuse corect. Ok? Și, bineînțeles, răutatea celorlalte persoane. Poate la mulți dintre voi este o chestiune de familie, este o chestiune de ceva ce trebuia reglat, conturi care trebuiau reglate, RAC, 1-18 mai 2022. Cineva va fi foarte fericit sau fericită aici, pentru că va reuși, îi se face justiție. Da, îi se face justiție. În legătură cu cineva din pești, cu cineva din vărsător, cu cineva din balanță, cu cineva din rac pe scorpion. Iar văd rac, cuiva îi se face justiție aici. În legătură cu cineva din taur, fecioară, capricorn, iar văd gemeni, balanță, vărsător. Cineva primește o justiție aici. Sunt două persoane aici cu 5 de monede și 5 de băte. Ok, regina de săbi și regina de monede. Poate pot fi bărbați, pot fi femei. Dar ar fi cea capricorn, gemeni, balanță, vărsător. Două persoane care practic... E posibil cu 5 de bâte, poate a fost o bătălie, poate a fost o răutate, poate a fost o un conflict interior, ok? Două persoane aici vor pierde foarte mult cu 5 de pentacule. De ce vor avea 5 de pentacule? 3 de pentacule invers, de ce vor avea 5 de pentacule? Pentru niște minciuni și răutăți pe care le-au făcut, cu 7 de săbi și 8 de bâte, ok? Vorbă prin spate, bârfă, gânduri rele, vis-a-vis de o persoană care a făcut numai bine aici. 3 de cupe, 6 de bâte, turnul. Văzând practic victoria, celelalte persoane
și reușita celelalte persoane pe care o va avea cu turnul acesta, exact, ca să spun așa, ruptura, ceva ce se dărâmă, se încheie definitiv. Cineva a încercat să facă un rău aici, ok, dar de fapt a făcut un bine celelalte persoane. Tare. Bun, atât am avut și pentru cei din Zodiac. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.